Bună seara, prieten, bună seara și bine am regăsit pentru avancronica meciului dintre Dinamo și Cătălin Alexandru. Ne glumesc, evident, Dinamo și Voluntari. Alături de mine colegul și prietenul Cătălin Alexandru. Te salut, Cătăline. Emoții bănuiesc ai înaintea acestui meci, mai ales că în urmă cu câteva minute s-a terminat întâlnirea dintre Oțelul Galați și Botoșani cu un rezultat surprinzător, o victorie a Botoșanului cu 2-0. Un scor foarte bun pentru noi, pentru că avem meci împotriva celor de la Oțelul Galați pe teren propriu și ne putem apropia, plus că dacă învingem astăzi se reduce distanța de puncte dintre noi și Oțelul. Un rezultat care ne avantajează, însă nu trebuie să te avantajeze doar rezultatele indirecte, trebuie ca astăzi să ne ajute și băieții noștri și să obțină cele 3 puncte. Bună seara, în primul rând, de pe frigurosul stadion Arcul de Triumf din capitală, 0 grade la ora meciului, dar cum ai spus și tu, multe emoții înainte de fluierul de start, cu oră înainte de meci, recunosc că mă uitam, a fost o etapă, parcă a fost perfectă pentru noi, Ioane. Oțelul pierde, aș fi părea cu două mâini că bate la cel puțin 2 goluri diferență astăzi pe Botoșani. Iașul pierde, dacă batem și Voluntariu, ne-am făcut etapa perfectă și uite, în câteva zile câte puncte reușim să recuperăm. Nu ne va fi ușor și vreau să fac o precizare, de mai multe ori voi fi nevoit. Nu mă întrebați din ce motiv, că doar aș specula, dar Amzăr va juca titular astăzi. A fost trecut inițial la Antonio Bordușanu titular pe foaie de joc, încă apare, o fi fost eroare, s-o fi răzgândit, habar nu am. Dar Amzăr este titular în flancul stâng al, în flancul stâng, că e greu să spun la părere, că este un sistem 3-4-3. Dar Amzăr este titular, nu Antonio Bordușanu, în rest este fix aceeași formulă pe care am avut-o la meciul de la Botoșani. Cătălin, așa cum preconizam de dimineață, că va fi aceeași formulă probabil Amzăr în locul lui Bordușanu. Acum recunosc că fază haioasă, în momentul în care s-a publicat primul 11 cu Bordușanu titular, m-a sunat prietenul nostru Radu de la Fotografii din Peluză și a zis, ai văzut ce i-a spus dimineața, că o să joace Bordu în locul lui Amzăr. Mă miram să joace Bordu 90 de minute la 4 zile distanță. E greu pentru el din punct de vedere fizic, foarte, foarte greu. Și titularizarea lui Amzăr părea cea mai logică în aceste condiții. Eu nu spun că Bordu nu a jucat bine la Botoșani. Cred că a făcut o partidă foarte reușită, dar trebuie să ținem cont că el vine după o accidentare foarte, foarte dură. O accidentare care l-a ținut mult timp departe de gazon. Da, aici... Nu cred că e vorba de accidentare, că dacă era vorba de accidentare nu mai era nici pe banca de rezervă, dar este pe banca de rezerve, că am întrebat expres acest lucru pe domnul Matei și mi s-a spus că este pe banca de rezerve. Poate a fost pur și simplu o greșeală la formulare, a fost transmis către LPF să nu existe surprize, să nu existe probleme, Gorca nu este pe bancă. V-am spus, singura modificare este aceasta și bineînțeles Ahmed Bani, că este pe banca de rezerve față de meciul cu Botoșani. Era de așteptat, că și mie mi-a scris și Andrei Metehon, zice, iată bă, nu mai nimerește deloc Cătălin Alexandru ăsta, că și aici a greșit-o. Nu, n-am greșit-o, dar așa da, era logic să joace Amzăr în locul lui Botoșani. Era logic de altfel. Mai puțin logic, sincer, toată aprecierea, era mai puțin logic să joace Botoșani în continuare titular, dar Ionuț oricum indiferent că joacă Bordușanu, că joacă Amzăr, cine mai intră de pe bancă, astăzi trebuie să câștigăm. Sunt cruciale 3 puncte și ar fi păcat, ar fi mare păcat de toate rezultatele indirecte care ne-au ajutat să nu profităm de ele. Ar fi extraordinar de păcat, pentru că a fost o etapă perfectă pentru noi, din punctul de vedere al rezultatelor indirecte. Poate, eu știu, aș fi preferat o victorie a celor de la CS Universitatea Craiova pe terenul UTEI. În rest, Polia și-a luat bătaie, UTA a luat un singur punct, cum spuneam. Oțelul a luat astăzi surprinzător bătaie. Clujul, Universitatea Cluj a luat și ea bătaie cu 4-0. Și ar fi o etapă perfectă pentru noi, pentru că ne-am putea apropia
ne-am putea apropia mai mult de echipele din fața noastră și, Cătălin, parcă nu ne mai sperie atât de tare diferența de puncte. Aia ne, dar în continuare mențin părerea că 3 puncte astăzi ar fi extrem de importante, că nu te sperie diferența, da, dar să reduci, să iernezi la 7-8 puncte după ce părea că te duci la 14-15, era senzație. E cu totul și cu totul altceva, asta spun. Dacă reușim să învingem astăzi, dacă reușim să învingem, deja respirăm altfel, pentru că am avea 26 de puncte, am fi la 7 puncte de Iași, am fi la 8 puncte de Voluntari, 8 puncte de UTA, 10 oțelul... puncte de Oțelul, dar gândește-te că în cazul unei înjumătățiri lucrurile nu mai stau așa. Putem recupera, meci. Evident că putem și recupera. Și ai și meci direct cu ei acasă. În ai retur. Și meci cu ei acasă, mă rog, asta da, în retur, e corect. Da, parcă sună da. Diferit. Parcă sună diferit, da? Diferit. Astăzi trebuie să reușim cumva să câștigăm. Trebuie să spun, gazonul arată impecabil, cel puțin de aici de sus așa pare. Ok, sunt câteva zone care iarba nu este chiar extraordinară, dar pentru decembrie atât de frig, eu zic că este mai mult decât ok. Spectatori, vă dați seama că sunt destul de puțini pe stadion acum, dar a fost și o surpriză din partea sponsorilor oficiali. Am înțeles că fiecare suporter va primi câte două beți în alea care se mai practică pe la handball, pe la basket. Vizual măcar va arăta bine. La tribuna a doua sunt așteptați și acolo destul de mulți, câteva sectoare sold out. În PCH de asemenea, știu cum erau foarte, foarte puține bilete disponibile. Deci, eu zic că va fi o atmosferă frumoasă, în ciuda frigului, dar ne-am obișnuit deja. Adică nu este mai frig decât a fost la partidele cu Oțelul sau cu Cluj. Da. Fanii sunt convins că vă face o super atmosferă. Vin fier nu am, dar este ce ai disponibil, așa că nu e problema. Înghețăm asta pentru Dinamo cu Sport. Cu Amzar în teren jucăm 3-5-2, da, oricum jucăm 3-5-2 și fără Amzar și cu Bordușan în teren tot 3-5-2 am jucat. Nu, 3-4-3, de ce 3-5-2? Mă rog, 3-4-3, pardon, 3-4-3, nu, tot cu 3 pe linia de fund, asta era ideea. Da, nu văd niciun fel de diferență față de acea echipă. În față ei pe același trio. Să sperăm că de data asta vor fi inspirați, cel puțin la fel de inspirat ca la meciul cu tracelor de la Botoșani. M-a bruia cineva acum, tot spunea să fac comentariu, nu pot să fac comentariu, nu de unul singur, și toți colegii mei cu care făceam comentariu sunt prezenți la meci. V-am spus, încercăm la meciurile din deplasare pe cât posibil, însă pentru a face comentariu live al unei asemenea partide avem nevoie să fim cel puțin 3 care facem acest lucru, deși nu se poate. Și nu e vorba de noroc. Să știți că și când am făcut primul comentariu pe care l-am făcut live, a fost la un meci pierdut sezonul ăsta. Da? Deci nu are nicio legătură cu norocul. A fost la Sepsi. Deci nu e ăsta norocul sau ghinionul. Depindem de ceea ce fac băieții ăia pe teren, nu de ceea ce facem noi. Da, normal. N-are nicio legătură. Hai să citesc repede și primul 11 de la Voluntari, că ați întrebat. Coiadu în poartă, Matricardi, Miranda, Armaș, Fundaș și Central, și ei joacă cu 3 pe linia de fund. Carnat, Rață, Crepulia, Sigur Ionson și Ali la mijloc, în față Robert Popescu și Adam Nemeț. Un 3-5-2 au și ei pe foaia de joc, foaia oficială de joc. E amuzant că Marin Dunne este trecut oficial, dar bineînțeles Ilie Poenaru este antrenorul principal. Boboc, Doru Andrei, Andreas Niță, Nicolae Voican, Ionuț Andreas, Lucas Dropa, Octavian Vulceanu și Cocian sunt rezerve. Pe bancă nici ei nu arată extraordinar, dar este o echipă matură, este o echipă cu fizic, o echipă care îți va pune mari probleme, mai ales că este o echipă puternică, așa o văd, o echipă destul de rudimentară, dar o echipă extrem de solidă din punct de vedere fizic și disciplinată. Aici tu microfonul închis. O echipă greu de bătut, Cătălin, o echipă care
pierde greu meciurile. O echipă însă capricioasă, o echipă care trece prin perioade bune, prin perioade proaste, iarăși perioade bune, iarăși perioade proaste. Nici nu știu în ce zi se află, pentru că ei pot provoca mari surprize în ambele sensuri. Însă e clar că vom avea un meci dificil. Pentru noi nu există meci ușor și nu va exista meci ușor până la finalul acestui sezon regular. Nici în play-out nu vom avea meciuri ușoare, pentru că suntem cumva condamnați să adunăm cât mai multe puncte. Nu cred că putem vorbi despre meciuri ușoare sau despre meciuri în care să fim deconcentrați. Pe de altă parte, întâlnim o echipă destul de liniștită ca puncte. Și sper ca mental băieții ăia să fie intrat în vacanță. Băieții Runea Gică, sper ca mental să fie intrat și ei în vacanță și să se gândească mai degrabă la brad, la Moș Crăciun, la porcul de sub brad sau cadouri de sub brad, ce vreți voi. Da, sigur, atunci când joci împotriva lui Dinamo, toate echipele se motivează. Tot întrebați de bilete, de fapt, domnul Vasile Lucuț. Peste 2000 de bilete date, dar depinde foarte mult de abonați, câți din cei 2600 de abonați vor ajunge la meci astăzi. Dacă o bună parte din ei vor lua drumul către stadion, vom avea peste 3500 de spectatori. Dacă vor veni puțin din ei, vă dați seama că n-ai ce să faci. Este un stadion unde se dau 6000 de bilete cu totul maxim, îți lipsesc 2600 de, 2600 de abonați, dacă nu prea îți vin din ei, n-ai șanse, dar o să fie un stadion, spun eu, mai plin decât a fost la meciul cu Cluj, cu siguranță mai plin decât a fost la meciul cu Oțel, când au fost 500 de fani. Și pe Arcul de Triumf, Ioane, 3-4 mii de fani, e suficient să faci o super atmosferă. Cătălin, sunt convins că va fi o super atmosferă, sunt convins că cei prezenți îi vor încuraja pe băieți, pentru că, repet, deși eu eram și sunt în continuare destul de rezervat în privința șanselor pentru acest meci, cum am fost rezervați înaintea meciului de la Botoșani, și uite că toată lumea a râs de Botoșani și a spus că cine mă aia, sunt deja terminați, și uite că nu sunt terminați. Nu a fost deloc un meci ușor la Botoșani, așa cum l-au luat mulți la preț de matineu. Acum însă întâlnim un adversar care are mai multe puncte, care are, ca să spun așa, alți jucători, care are un antrenor pe care la un moment dat mulți dintre voi l-ați dorit la Dinamo, un antrenor care vrea să demonstreze. Noi îl avem pe domnul Copici, care începe ușor-ușor să pună lucrurile la punct, la echipă, și sper să continue pe aceeași linie. Sigur, după acest meci, probabil focusul va fi pe ceea ce se va întâmpla în Mercato. De aceea nu aș vrea să discutăm, văd că tot insistă Roiban să ne întrebe de Rotariu și de Djokovic. Nu aș vrea să vorbim despre aceste lucruri acum. Avem timp în emisiunea de mâine dimineață, dacă vrea Cătălin, dacă nu, în emisiunile pe care le vom face între Crăciun și Revelion, să vorbim și despre speculații sau, de ce nu, Cătălin, despre transferuri confirmate, dacă se va confirma ceva până atunci. Da, o să vedem și cu Rotariu și cu Djokovic, dacă este cazul să fie ceva bun. Momentan sunt declarațiile lui Gigi, e posibil să fie un interes din partea lui Dinamo, dar nu sunt convins că sunt și mulți alți jucători pe listă. Cât de sus pe listă sunt Rotariu, Djokovic sunt interesant, recunosc. Rotariu poate mai puțin pentru mine. Mai acolo și Ganea, Cristi Ganea, by the way, că de el nu prea se discută, că știu că și el este pe listă și este văzut drept o soluție pentru flanc. Să vedem, avem timp să discutăm de mâine încolo, Ioane, de transferuri. Astăzi măcar ne concentrăm pe meci și cine știe, la final poate vei face o scurtă analiză unei victorii a lui Dinamo, ar fi super. Sper din inimă, pentru că n-am mai făcut asta de foarte mult timp. Nu vorbesc despre ultimul meci, pentru că atunci a fost și comentariu, și avancronică, și scurtă analiză la final. În cele 10 minute pe care le voi vorbi la finalul meciului, sper să vorbesc despre o victorie a băieților noștri și despre șansele pe care le avem. Recunosc că mi-e puțin teamă de acea emisiune, Cătăline, pentru că n-am avut niciuna, sau au fost decât două emisiuni fericite în sensul ăsta, două intervenții pe care le-am avut după victorii. În rest, pe cea de la Botoșani nu o pun în considerare.
Astăzi însă recunosc, mie mi-e teamă de acest meci. Sper ca temerile mele să fie alungate de jocul băieților din teren. Păi nu, că am făcut eu după meciul cu voluntari din tur, am făcut eu, eram, cât erai pe stadion, eram plecat din București și am intrat eu live. Exact. Și exact. Acolo s-a rupt tot. Practic, din momentul ăla s-a rupt totul. Nu mai, a fost dezastru, am pierdut, am zis că intru eu să mă bucur eu și s-a întâmplat un dezastru. Nu, n-am mai câștigat 4 luni. Deci asta s-a întâmplat. 3 puncte azi ar însemna enorm. 3 puncte astăzi ar fi o gură mare, mare de oxigen, nu doar pentru noi, și pentru cei din conducerea clubului, în măsura în care negociază cu anumiți jucători, pentru că, vorbind despre șansele lui Dinamo, eu cred că astăzi acele șanse procentual ar putea să crească un 10% clar. Ar fi așa o creștere destul de mare. Dacă învinge astăzi, atunci calculele se refac pe o altă coordonată. Însă, strategia trebuie să rămână aceeași. Ai nevoie de 4-5 jucători buni, foarte buni, față de ceea ce ai, astfel încât să nu mai ajungi în situații de criză și să-ți câștigi punctele necesare, pentru că eu nu cred că vom putea recupera absolut toate punctele care ne despart de celelalte echipe, dar dacă intri la baraj cu diferență de 1-2 puncte față de echipele din față, la play-out, pardon, eu cred că e super ok. Da, ne spuneți de pronosticuri sau vă hazardați unii. Eu la rezultat mă abțin în ultima perioadă, dar am așa un feeling. Am avut cu Hakim etapa trecută, nu știu de ce simt, culmea, deși o să spuneți tocmai pe cel pe care l-am tot criticat săptămâna asta că marchează, așa simt că marchează Ghezali astăzi, mizez pe el să marcheze, să... adică să dea un gol în adevăratul sens al cuvântului, nu cu cum a fost cu Sepsi, nu, un gol în adevăratul sens al cuvântului, nu știu, am așa un feeling legat de Ghezali și... Da. Să sperăm că va fi suficient pentru 3 puncte, dar aici, repet, nu mă bag, doar la Ghezali am așa un feeling că marchează astăzi. Doamne ajută să ai dreptate, să recunosc că la meciul ăsta am foarte multe emoții, cred că au început emoțiile de acum, să spun de ce, pentru că în general eram pe stadion când Dinamo juca acasă și atunci când ești pe stadion emoțiile sunt diferite. Da, sunt cu totul diferite. Iar acum, spre deosebire de meciul trecut de la Botoșani, când voi vedeați înaintea mea, o să văd meciul, o să trăiesc acel moment, știi? Și va fi diferit. Însă, ce să spun, Cătălina, noi trebuie să ne... Și aici nu vreau să pară un discurs defetist, Doamne ferește, sau să aduc o energie negativă, nu? Despre asta e vorba. Dar eu cred că noi trebuie să credem în șansa noastră, indiferent de ceea ce se întâmplă în meciul de astăzi. Și vă dau exemplu, îl salutăm și pe Bendy. Salutăm și pe Bendy. Să mai înveți un pic de fotbal de la mine, așa zis, care are nevoie să mai stai să mai înveți un pic de fotbal. Da, e bine că are de la cine învăța. Pentru că, uite, mă gândeam la echipa Botoșaniului. Eu n-am crezut nicio clipă ce a spus patronul lor, că închide Taraba, că închide obloanele, că fuge în munți cu barca. Nu, n-am crezut nicio clipă. Eram convins că și dacă pierd astăzi o să-și întărească echipa astfel încât să se lupte până la final. Pentru că e fotbal și nu știi prin ce perioade trec anumite echipe. Mai sunt 9 etape. Urmează alte 9 etape de play-out în care nu întâlnești forțele campionatului, foarte multă cerneală pentru jurnaliști de scris, foarte multe meciuri de văzut pentru noi, foarte multe puncte puse în joc, Cătăline. Nu putem să vorbim despre retrogradare de acum, în niciun caz. Plus că eu n-am înțeles, unii erau supărați că bate Botoșani. Oameni buni, noi tu trebuie să te uiți în față, nu trebuie să te uiți în spatele tot. Uite-te în față și victoria Botoșanului infirmă ce spuneam eu, că va fi carne de tun de acum înainte. Foarte bine să fie, joace pe bune, să nu fie meci în minus, în play-out, să uite, recuperezi 3 puncte tu astăzi față de Oțelul. Foarte bine că am vins Botoșani, chiar mă bucur. Nu, pe mine mă interesează Botoșaniu, că este în spate nostru, doamne s-a apropiat, nu, pe mine mă interesează echipele din față. Ce fac echipele din față, cum să mă apropii de echipele din față, nu cum să-mi fie frică de Botoșan, că ce? Este la
un punct sau două sau trei de noi. Irelevant. Pe mine alea din față mă interesează. Exact. Nu, de Botoșaniu pentru noi este irelevant în momentul de față. Pentru noi importante sunt echipele din fața noastră și faptul că s-a încurcat oțelul într-un meci la care toți aveam alte așteptări, este foarte, foarte bine. Ar fi un bonus. Ar fi un bonus pentru noi să obținem 3 puncte astăzi, pentru că, repet, e important ca să fie multe echipe acolo în zona aia cu un număr apropiat de puncte, Cătălină. Pentru că, să știi că jocurile din sezonul regular sunt diferite față de jocurile din play-out. Și am să explic de ce. În play-out vor fi doar finale. Vor fi doar finale și... dacă te întărești bine și aduci jucători cu personalitate, atunci poți să rezolvi simplu ecuația. Simplu, poți să rezolvi ecuația asta. Da, dacă tu îți aduci jucători de calitate, vei crește mult nivelul, automat vei avea șanse mai mari în play-out. Și au fost în cazuri de echipe care au avut parcursul foarte bun în sezon regular și și-au revenit în play-out, dar și invers, echipe care au jucat mai bine în sezonul regular și în play-out au caputat. Gen Astra în sezonul care a retrogradat. Deci poți să ai și astfel de moment, astfel de echipe. Contează foarte mult cum ne vom mișca, Ioane, în această an. E decisiv. E absolut decisiv tot ce vei face în momentul de față și după meciul de azi, tot ce pot să le doresc, așa cum vă doresc și vouă, evident, sărbători fericite și bucurie alături de cei dragi. Multă inspirație celor din conducere și lui Kopić, evident, pentru că el va avea ultimul cuvânt de spus. Multă, multă înțelepciune, multă inspirație și alegerea jucătorilor corecți care să ne scoată din această situație. Microfonul, Ioane. Avem nevoie de inspirație, avem nevoie de, eu știu, sume de bani pentru salariile unor băieți care să vină să ajute în momentul de față. Și asta spun, indiferent ce se întâmplă astăzi, nu trebuie să ne pierdem speranța, pentru că niciuna dintre echipele, nici măcar Botoșaniu nu a cedat. Nu cedează nimeni în momentul de față. S-au văzut atât de multe lucruri, ca să spun așa, ciudate în fotbal și atât de multe răsturnări de situație, încât, Cătăline, nu poți să ai niciun fel de siguranță când mai sunt 18 meciuri. Corect. Acum sper la final, Ioane, tu, că na, ne apropie și noi de final ușor, că și eu să mai las la laptop un pic, să mai intru și un pic la căldură, să nu stau chiar în frig 17 ore, să mai vorbesc cu băieții ăștia pe aici, cu fetele. Că ar reveni și Loredana, dai seama, din concediu. Bun. Să sperăm că ne vom bucura la final de 3 puncte. Dragilor, urmăriți canalul de YouTube și Doamne ajută-ți să fie 3 puncte. La final ne auzim pentru 10 minute. Vor fi 10 minute în care, spre supărarea voastră, voi vorbi doar eu, nu voi citi comentariile, urmând ca după maxim 10 minute să închid acea emisiune, indiferent de scor, pentru că va intra Cătălin cu transmiterea conferinței de presă. Să avem un meci bun, să fie victorie, să dea Dumnezeu să ne bucurăm cu toții la final. Hai Dinamo!